Previziuni sumbre pentru Vladimir Putin, internare forțată Vladimir Putin ar putea fi scos de la putere până la începutul anului 2023, susține Richard de Arlov, fost șef al Mi-6. Acesta nu îi prevede deloc un viitor luminos liderului de la Kremlin, ci susține că va fi, cel mai probabil, internat într-un sanatoriu medical pe termen lung. Este a 89 zi de război în Ucraina, iar Vladimir Putin nu pare să fie dispus să oprească bombardamentele sau să ajungă la o înțelegere cu liderul de la Kiev. Se zvonește că ar urma o lovitură de stat în Rusia, iar președintele ar putea fi înlăturat de la putere până la începutul lui 2023. Același lucru îl susține și fostul șef al Mi-6, Richard de care nu îi prevede un viitor luminos liderului de la Kremlin. El susține că, cel mai probabil, Vladimir Putin va fi internat sanatoriu medical pe termen lung și nu va mai reveni la putere după ce va ieși. Previziunile lui de Arlov se aliniază cu alte rapoarte despre Putin care sugerează că liderul de la Kremlin este bolnav și ar putea pierde în curând puterea. Sir Richard de Arlov a fost șeful serviciului secret de informații al Marii Britanii, cunoscut și sub numele de mi din 1999 până în 2004. Predicția cu privire la viitorul lui Vladimir Putin a fost făcută în timpul unui episod al podcastului One Decision, pe care îl coprezintă. Chiar am de gând să-mi pun pielea la bătaie. Cred că va dispărea până în 2023. Dar probabil în sanatoriu, din care nu va ieși ca lider al Rusiei, a spus el, adăugând că sanatoriul ar fi o modalitate de a-l îndepărta pe Putin de la putere fără o lovitură de stat. Richard de va mai precizat în intervenția sa faptul că nu există un plan de succesiune în conducerea Rusiei. Totuși, dacă Vladimir Putin ar fi internat într-un sanatoriu, cel mai probabil locul său va fi luat de Nicolai Patrușev, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, potrivit Business Insider.com.